Bă, dragilor, să vedeți, am găsit un penar de lemn. Ia să vedem ce e aici. Trebuie să se deschide cumva pe undeva. Opa, uite aici este. Iu, are și creioane înăuntru, man. Zice că Fărcaș 22 din satul, nu se zice satul, mai bine să nu știți. Uite, bă, are creioane colorate, man, un penar de... Opa, să vedem. Este avere. Vedeți? Un penar. Nu știu cum să-l pun să se vadă mai bine. Se vede oare acolo ceva? Asta e penarul. Hai să cum e lumina. Foarte fain. Asta a dat filmare. Da, dragilor, minunea de astăzi este acest penar din lemn cu creioane corolate. Dragilor, acesta este colțul cu cărți. Cine a fost în casa asta, sigur, a iubit școala. Nu cum spunea Natalia, cineva a stat aici și careva chiar l-a adorat acest, exact, acest sport. Opa, așa, să vedem ce găsim prin cărcile astea. Vom pune mai jos. Uite, să pun de casă. Să pun de casă! Să pun de casă. Cine dorește să pun de casă? Ia să fac alves pe să pun. Păi merge jos, ajutăm pe soțul Natalie să facă pupu. Acesta este. Coasă? Ai o coasă? Aia nu-i coasă, aici e o jucărie. Uite, mă, coasă, coasă. A, coasă, coasă. Bun. Avem o coasă. Are mama o coasă. Ia, ia, eu. Punem o coadă la asta, nu aruncăm. Punem acelini. Deci e plin de cărți. Și împreună vom descoperi aceste cărți. Multe cărți are domnul ăsta aici. Cărțile experte nu le bași toate pe foc, nu? Nu. Franța văzută de pictori români, album. Bun. Păi vom pune cărțile deoparte, dragilor, și după aia le vom studia. 1946, man, asta a fost chiar când s-a terminat războiul, vă dați seama? Chiar o carte, uite, are și copertă. Franța văzută de pictori români, Muzeul Thomas Telian. Nu, asta e o carte bună. O păstrez, mulțumesc. No, dragilor, hai să aruncă aici niște saci plin cu lână. Normal, dar bună de izolat lână asta, sper că nu este pe cerunciorul brontozaur. Suma lână, uite, la unul aruncăm afară. Vine un sac de lână. Bun. Domnul Isti este jos, îl duce la foc. Nu este mai curajos, aici nu-i că ne place mizeria. Să ne umplem stomacul cu praf. Dar pentru că nu duc și jos cu Isti, ne. Mai vine un sac de lână. Bun. Iar aici sunt gunoaie, ce bine! Uite acolo în colț, văd eu ceva fain. Ce faci cu mașina asta? Nu știu, băgăte. Uite, am găsit. Uite, aici am găsit ceva în colțul acesta fermecat. Ia să văd ce e aici. Știi, bă, am găsit cum de-aia o covățică lui. Man, ce fain e. Covățica fermecată, putredă, din păcate. Nu era, este chiar faină de pus pe casă. Uite, doamna Natalia, ți-am găsit aici o covățică. Nu-mi spune că e bună. Nu zic, dar e bună. Deci nu-i crăpată. Mama ea are câte un pic de urme de istorie. Trebuie să nu vreau să vină. Da. Uite, aici este covățica dumneavoastră. Tale. Dragilor, ne vedem mai târziu. Uite cât e fain să bagi mâna prin pânză de păianjă. Ce romantic arată, uite-te. Vrei să aveți la noapte vise? Dar eu acum motive, uite. Nu, no, dragilor, am ajuns la colțul cu cărticele. Aici mai avem o minune, să vă aici. Este o chestie interesantă de tablă. Na, păi, nu, e drăguță, cred că era de aia de cral laptele. Scrie pe ea, scrie așa, scrie pe ea. Metalurgica, nu, metalurgia Cluj. 20 de lei, 20 de lei a fost asta. Uite, să vă duc ce mai se vede. Uite aici se vede, vedeți? Uite, 20 de lei, metalurgia Cluj. Tare. Cred că știți cu toate aceste scărmănători, nu? Nu știu dacă de lână sau de cânepă. Au și modele faine pe ele, una, avem două și avem marea scărbănătoare,
care cred că se punea pe perete și trăgeai tu cumva până papinea, nu? Așa e? Ia uite cât de fain e asta. Citit titlul în engleză va fi What did we found in a charmed attic? What did we find? What did we find? Foarte faine jucările, astea vor rămâne. Eu, dragilor, voi ajunge acum la colțul cu cărți. Totul plin de tărte helea, cum vă se zice. Să vedem care cărți voi păstra. Acesta este un album pe care scrie așa. Franța văzută de pictor român. Bun, îl punem deoparte. Bună. Astea care sunt ghiare, vor merge la foc, ghiarele. Sau dacă vă trebuie ghiarele, dați-mi, vă rog, un mesaj pe YouTube. Să scrieți-mi istoria patriei, manual pentru clasa a patra, 1961. Uite, vreau mea cu Eftimie Murgu, știți cum arată? Dimitrie Candemir, opa, asta se păstrează, două cărți frumoase. Ziare, 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 ziare. Și avem... Să vedem pe una. Mă uită doar ceva reviste, nu știu, de 2 bani, că nu văd nimic interesant pe aici. Dar o punem deoparte. Mersul trenurilor, știm cum merg trenurile la noi țară, știm. Îl păstrăm, Mai avem încă o carte aici, am găsit. Geometria, 1963. Să continuăm. Babeș Boiui. O, dar e numai coperta. Merge la gunoi, bun. Femeia. Cinema, 1963. Să nu aruncăm totuși, e o carte frumoasă. Ia să vedem. Limba rusă, dragilor, vă dați seama. Asta 8-a. În anul 65. Nu aruncăm. Că cine știe, poate ce să învățăm rusa azi mâine. Carpetul comic. Urzica. Bun. Mă, dragilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Podul chiar fain acum. E gol. Am lăsat o rada de zestre care nu v-am arătat-o. Pe care nu v-am arătat-o. Care, dacă vă aude careva iubitor de limba română, mă va certa. A fost o distracție să ne ocupăm de podul ăsta. Mult praf, dar mi-a ținut praf pe nas tricou așa. Și ce o să vă rog? O să vă rog să-mi dați un mesaj să-mi ziceți ce vi s-a părut cel mai frumos în podul ăsta. Care parte? Partea cu cărțile, care erau aici mai înainte, acum nu mai sunt. Partea cu penarul, partea cu animăruțele mumificate care nu mi le-am arătat. Pe care nu mi le-am arătat. Am încărcat un ou mumificat, desigur. Am găsit foarte mult chimion, îl voi arunca în curte, sper să crească chimion la anul. Și încă o dată vă rog, dați-mi un coment și ziceți-mi ce v-a plăcut cel mai tare la acest loc. Și dacă doriți un obiect, spuneți-mi că, sincer, chiar mi-l trimit. Apropo, cine dorește războiul de țesut? Nu știu ce să fac cu el. Dați-mi un sfat, dacă știți pe cineva care îl va primi sau care ar dori să-l aibă, pe județul Mureș, Hunedoara sau Sălaj, îl voi livra eu personal. Deci aștept comentariile voastre. Vă mulțumesc că stați cu mine. Așa mi-e de calm. Mă duc să beau o bere fără alcool și revenim.